Epopeea scandalului privind șantierul cu trei blocuri de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân din capitală continuă. Primăria anunță că pregătește o nouă prescripție de sistare a lucrărilor pentru două blocuri, în condițiile în care recent Curtea de Apel a dat dreptate companiei de construcții. Astfel, până la emiterea unei noi autorizații cu privire la prelungirea termenului, ei n-au dreptul să lucreze la blocul A și B. De cealaltă parte, agentul economic susține în continuare că lucrările pe care le face sunt absolut legale. Am început proiectul dat 100% legal și cu toate actele în regulă. Și chiar autorizația emisă de către organele primăriei sau de către primărie, hai să spunem așa, a fost și prelungită a doua oară. Agenții economici interpretează că termenul este suspendat pe perioada litigilor, însă, din păcate, legea nu reglementează. Legea nu reglementează sau nu a prevăzut asemenea situații și, respectiv, noi nu putem să interpretăm ca și agenții economici. Noi avem termenul clar stabilit în autorizații, care el e expirat. Până acum, lucrările au fost sistate de două ori la cererea locatarilor. Oamenii se tem însă că mai există riscul ca blocurile să fie ridicate și să le umbrească geamurile caselor. Я не знаю, о чём думают люди, когда строят вот это. Чеканы большие, есть где строить. Я не знаю, должны власти принять какие-то меры. Эта стройка не входит ни в какие ворота здравого смысла. Noi suntem casă cu 14 etaje. O să fim lipsiți de soare. Curtea Europeană rămânce în ultima modalitate unde ne vom obține drepturile noastre. Au jumate de hectar și practic întregime jumate de hectar l-au construit cu blocurile respective. Nici agentul economic nu este dispus să cedeze, mai ales că aproximativ jumătate de apartamente deja și-au găsit cumpărătorii. La moment este prematur să vorbim de careva pierderi, dar un singur lucru pot să vă spun, că sunt enorm de mari pierderi. Merge vorba de 10 milioane. Compania de construcție a cumpărat terenul în 2018 cu tot cu certificatul de urbanism. Tot atunci a fost emisă și autorizația de construcție. Potrivit antreprenorului, blocurile de locuit cu 600 de apartamente trebuiau să fie gata la sfârșitul anului 2020.